Iașul este unul dintre cele mai poluate orașe din România. Potrivit Comisiei Europene, nivelul maxim admis anual este de 35 de depășiri ale indicatorilor de calitate, însă în Iași s-au înregistrat 60 de depășiri la poluarea aerului în lunile ianuarie, februarie și martie. Cele patru stații care măsoară calitatea aerului în localitate au înregistrat o creștere semnificativă a particulelor de suspensie PM10. Marius Bodea, deputat PNL, a acuzat administrația chirică PSD de faptul că fenomenul de poluare a luat amploare în Iași. Salubrizarea rudimentară a străzilor de către societatea din subordinea primăriei în lipsa echipamentelor performante contribuie la creșterea gradului de poluare. Este adevărat, traficul greu este o sursă de poluare importantă, iar finalizarea proiectului șoselei de centură ar veni în rezolvarea acestei probleme. Dar de câte ori a fost primarul Mihai Chirică să bată cu pumnul în masă la București pentru alocarea de bani pentru acest proiect? Sistemele individuale de încălzire a locuințelor reprezintă un alt factor poluator, dar să nu uităm că sistemul public de centralizare a fost pus pe butuci tot de către administrația PSD Chirică, a spus Marius Bodea, deputat PNL. Consecințele pe care poluarea le are asupra sănătății sunt devastatoare. Printre bolile care pot apărea sunt broșintele acute și cronice, crizele de astm, bolile cardiovasculare, alergiile la polen, cancerele pulmonare și ale căilor respiratorii, precum și afecțiunile aparatului reproducător.